Cucu de la Noaptea Târziu a găsit planul perfect pentru a face o avere în 2023. La ce renunță artistul ca să se îmbogățească, aflăm acum de la el. Rețeta e una sigură. Știu că în perioada asta a urmat să țin numai în vacanțe, așa? Păi pe 27 plec în Alpi, plec în Italia. Am zis că mi-am propus ca anul ăsta în fiecare lună să plec undeva city break ceva, în Europa, nu mai departe. Înseamnă că ai câștigat bine în 2022. Da, și na, e ok. Adică nu mă laud că câștig, dar e bine. Adică merge treaba. Te-ai gândit, nu știu, poate să renunți la alte cheltuieli inutile și să îți faci plăcerea asta de a cunoaște lumea? Da, de exemplu, nu mai ies în cluburi. Adică, de exemplu, nu mai ies în cluburi și nu mai cheltui bani acolo. Și plus de asta nu mai cheltui energia, în primul rând, pentru că în momentul în care mergi în club, vii la 5 dimineața și toată ziua ești praf. Așa că mi-am propus ca anul ăsta să fiu mai... Bine, o să mai merg la evenimente, dar o să fiu mai low profile. O să stau până la 11-12 și după aia acasă. Oboseala deja spune cuvântul, ne trezim de dimineață. Băi, da, că mă trezesc în fiecare dimineață la 6 de luni până vineri și e obositor dacă stau până noaptea târziu. E foarte obositor, așa că anul ăsta mi-am propus să fiu mai, să mă odihnesc puțin, pentru că toată lumea măceată, eu dorm câte 2-3 ore pe noapte și nu e ok deloc. Mai bine să nu ieși în club, dar poate unii chiar așa sunt ei făcuți, adică sunt oameni care, ăsta e tipul lor, să iasă în club, adică nu pot să zic oamenii să nu iasă, dar cel puțin pentru mine, Cucu, e foarte bine să nu ies în club. E foarte dar spune-mi despre lucrul ăsta, nu? Cum te-ai hotărât? Ce a spus iubita când te-a văzut? Băi, a fost foarte random, eram în prima zi de vacanță și erau niște africanțe pe acolo care erau, să pună codițe și am stat vreo 3 ore să mi le facă. Și după prima zi am vrut să le dau jos. Dar toată de ce? Nu-mi plăceau mie cum mă stătea și mă trăgeau rău de cap. Dar te prind așa, să știi. Da, mă trăgeau rău de cap și le mai țin o săptămână, două și poate îmi pun unele mai scurte, că astea sunt prea lungi. Îmi trage capul în jos, stau așa. Ce-au spus oamenii când ai venit aici, vremea urâtă, fric, tu colorat, așa, cotițe? Da, ies în evidență cu look-ul ăsta nou. E ceva nou pentru mine, chiar e nou și mi se pare dubios, dar e interesant. Adică mie îmi place să fiu nebun, așa că așa să fiu tot anul. Da, iubita, ce-a spus când te-a văzut? Dacă am iubită? Iubita, ce-a spus când te-a văzut? I-a plăcut sau nu? Ca idee, sunt singur cuc, din nou, deci ok. O să ne mai spui o dată cum ar trebui să fie fata asta, ce calitate să aibă. Uite ce drăguț, te hrănește! Uite, o calitate bună, să dea mâncare. Real vorbind, nu trebuie să aibă neapărat, că toți avem defecte. Scuze-mă dacă vorbesc cu gura plină. Așa că nu am o anumită tipologie. Adică efectiv trebuie să fie vibe-ul dintre noi. Dacă vibe-ul e ok, lucrurile merg mai departe. Dacă nu, asta e. Cam asta, nu trebuie să fie neapărat. Care este defectul pe care nu l-ai acceptat niciodată? Prostia. Prostia ar fi defect. În rest, nu știu, restul pot... Bine, și asta... Bine, cred că cel mare defect sunt oamenii care nu sunt sinceri. Cred că asta e sinceritatea. Și să nu înșele, că na, știm că au fost experiențe neplăcute acolo. Da, adică din minciună ajungi la înșelare. Și așa că cred că asta ar fi. Că prostia se mai reglează. Poți mai citești o carte, mai un alt.